Despre viețile și doctrinele filozofilor, de Diogen Laerțios. Aristotel. Aristotel, fiul lui Nicomacos și al soției acestuia Faistis, s-a născut la Stagira. Hermip, în cartea sa despre Aristotel, povestește că tatăl lui se trăgea din Nicomacos, care era fiul lui Macaon, care la rândul său era fiul lui Asclepios, și că a trăit la curtea lui Amintas, regele Macedoniei, în calitate de medic și prieten. Aristotel a fost cel mai congenial dintre discipolii lui Platon. Aflăm din cartea lui Timoteo Atenianul, despre vieți, că vorbea peltic. Avea pulpele slabe, după cum se spune, ochii mici și avea deosebită grijă de îmbrăcăminte, inele și felul de a-și tăia părul. După spusele lui Timoteus, a avut un fiu numit tot Nicomach, de la concubina sa Herpilis. S-a despărțit de Academie încă pe când trăia Platon, ceea ce explică remarca atribuită acestuia din urmă. Aristotel mi-a dat cu piciorul, întocmai ca mânjii care dau cu piciorul în mama care i-a născut. Hermip, în cartea sa despre vieți, arată că în momentul când Xenocrate deveni șeful Academiei, Aristotel era absent, fiind ambasadorul Atenei la curtea lui Filip. La întoarcere, văzând școala sub o nouă conducere, alese un loc de plimbare publică în Lycheion, unde se plimba în sus și în jos, filozofând cu discipolii săi până ce era timpul de frecare cu unt de lemn. De aici a venit numele de peripatetic. Alții însă spun că i s-a dat acest nume din cauza că îl însoțea pe Alexandru și discuta cu el diferite subiecte, când acesta, ridicat după o boală, făcea plimbări. Cu timpul, discipolii din jurul lui devenind tot mai numeroși, el începu să țină lecții șezând și spuse: rușinos e să tac și Xenocrat să vorbească. Își învăța elevii nu numai să discute asupra unui subiect dat, ci și să practice în același timp și oratoria. Mai târziu totuși a plecat la Hermias, eunucul, care era potentat la Atarneus. Se povestește chiar că acesta a fost iubitul lui. Alții însă spun că, de pildă, Demetrios din Magnezia, în lucrarea sa despre poeții și scriitorii omonimi, că Hermias se legase cu el prin legături de rudenie, dându-i în căsătorie pe fica sau pe nepoata sa. Același autor ne informează că Hermias fusese sclavul lui Eubulos, că era bitinian de origine și că își omorâse stăpânul. Din prima carte a lucrării lui Aristipos, despre luxul celor vechi, aflăm următoarele: Aristotel, îndrăgostindu-se de o iubită a lui Hermias, cu voia acestuia s-a însurat cu ea și, în bucuria lui cea mare, aducea unei slabe femei sacrificiile pe care atenienii le aduceau Demetrei din Eleusis. A compus un paian pe care îl dăm mai jos în cinstea lui Hermias. După aceea a stat în Macedonia, la curtea lui Filip, unde a căpătat ca elev pe fiul lui Filip, Alexandru. El a cerut lui Alexandru să reconstruiască orașul său natal, care fusese distrus de Filip, și cererea i-a fost îndeplinită, iar el a scris legile pentru cetățenii lui. Aflăm mai departe că, urmând exemplul lui Xenocrate, a stabilit regula în școala sa ca în curs de 10 zile să se aleagă un nou conducător. Când crezu că a stat de ajuns cu Alexandru, plecă la Atena, după ce mai întâi îi recomandă acestuia pe ruda sa, Calistenes din Olint. Acesta însă, vorbind prea sincer regelui și nevoind să asculte de el, se spune că Aristotel, dojenindu-l, i-a recitat versul: fiule, dacă-i cum spui, puține sunt zilele tale. Într-adevăr, așa s-a și întâmplat. Fiind bănuit că a luat parte la complotul lui Hermolaos împotriva lui Alexandru, fu închis și purtat într-o cușcă de fier până ce-l umplură păduchii, fiind lipsit de orice îngrijire. În cele din urmă fu aruncat unui leu și astfel își găsi sfârșitul. În ceea ce privește pe Aristotel, el plecă la Atena, conduse școala sa timp de 13 ani și apoi se retrase la Calcis, din cauza că fusese dat în judecată pentru impietate de Hierofantul Eurimedon sau de Demofilos, cum spune Favorinus în cartea sa Istorii Felurite, întrucât compusese un imn sus numitului Hermias. I-a mai scris și următoarea inscripție de pe statuia lui de la Delphi: sacra lege călcând, de nemuritori hărăzită, a ucis pe acest om, crudul rege persan.
nu pe față, cu lancia în luptă ucigătoare, fuiel doborât, cu vorba l-a înșelat. Eumelos, în cartea a cincea a istoriei sale, arată că a murit la Calcis, la vârsta de 17 ani, bând o travă. Același autor spune că avea 30 de ani când a venit la Platon. Dar ambele aserțiuni sunt greșite, întrucât Aristotel a trăit 63 de ani și avea 17 ani când a devenit discipolul lui Platon. Imnul consacrat lui Hermias despre care a fost vorba este acesta. Mult răvnită virtute de toate ale lumii noroade, țel prea măreț, ce viața n-o faci măreață de-a pururi, pentru slăvita-ți făptură o mândră fecioară, soarta nelada a ajuns acum de oricine dorită. Moartea să-ți afli în chinuri și nemai sfârșite suspinuri. Iată ce dar fără preț la suflete pururea dărui, mai prețios ca orice, ca aur, părinții și somnul. Pentru tine, Heracle, născutul din Zeus, feciorii ledei atâtea îndurară, puterea-ți țintind s-o ajungă. Ajax și Ahile au ajuns de doruți de-a valma în Hades. Pentru zeiescul tău chip, vlăstarul din Atarneus, vai lui, rămasă orfan de dulcea lumină din soare, astfel că fapta în veac cântată va fi, iar de muze, fiicele aducere aminte, fără de moarte făcut e, slava ducând măreției lui Zeus, ocrotitorul celor pribegi și prieteniei statornice veșnic. Voi cita acum și versuri compuse de noi asupra filozofului nostru. Eurimedon, prepusul lui Deo, văditus Agata, pe Aristot capărât în judecată să-l dea. El o travă luând, de urmărirea fost slobod, într-un chip prea ușor învinuirea a învins. Favorinus, în ale sale istorii felurite, afirmă că Aristotel a fost cel din tâi care a compus un discurs judiciar în propria sa apărare, în procesul amintit împotriva sa, și citează cuvintele spuse de el, că la Atena para crește după pară, zmochina după zmochină. Apolodor în cronologia sa arată că s-a născut în primul an al Olimpiadei a 99-a. S-a dus în școala lui Platon și i-a fost discipol timp de 20 de ani, atașându-se lui la 17 ani. S-a dus la Mitilene pe când era arhonte Eubulos, în al patrulea an al celei de-a 108-a Olimpiade. După moartea lui Platon din primul an al acelei Olimpiade, arhonte fiind Teofilos, s-a dus la Hermias și a stat la el 3 ani. În al doilea an al acelei 209-a Olimpiade, pe când era arhonte Pitodotos, s-a dus la curtea lui Filip, Alexandru fiind atunci de 15 ani. Sosirea la Atena a avut loc în al doilea an al Olimpiadei a 111-a și a ținut lecții în Lycheion timp de 13 ani. Pe urmă s-a retras la Calcis, în al treilea an al Olimpiadei a 114-a și a murit de boală la vârsta de 63 de ani, arhonte fiind Filocles, în același an în care a murit și Demostene la Calauria. Se spune că l-a supărat pe rege din cauza că îi recomandase pe Calistenes și că Alexandru, pentru a-l mâhni, l-a rizat pe Anaximene și a trimis lui Xenocrate daruri. Teocritos din Chios, după cum spune Ambrion în scrierea sa despre Teocrit, l-a ridiculizat într-o epigramă care sună astfel. Gol fiind la minte, Aristot, un gol mormânt ridicat al lui Hermias eunuc, sclavul lui Eubul. Pofta-i fără de miez îl făcu locuința să-și cate nu lângă Academos, ci la Borboros râu. Și Timon l-a atacat în versul acesta. Nici chiar Aristotel, cu jalnica-i deșertăciune. Aceasta a fost viața filozofului nostru. Noi am dat și peste testamentul lui care sună astfel. Meargă totul bine, dar de-ar fi să se întâmple ceva, Aristotel a luat aceste ultime hotărâri. Antipater va fi executorul testamentar în totul și în toate chestiunile, dar până va veni Nicanor, vor avea grijă atât de copii cât și de Herpilis și de averea rămasă. Aristomenes, Timarcos, Hiparcos, Dioteles, iar dacă se învoiește și dacă împrejurările îi îngăduie și Teofrast. Când fiica mea va fi mare să fie dată în căsătorie lui Nicanor. Dar dacă, de n-ar fi și nici nu se va întâmpla, ea ar păți ceva înainte de căsătorie sau după aceea, Nicanor va avea de pline puteri,
atât în ce privește băiatul meu, cât și cu privire la celelalte, spre a administra toate într-un mod demn și de el și de noi. Nicanor va avea grijă de fiica mea și de fiul meu Nicomah, așa cum va crede nimerit în tot ce-i privește, ca și cum le-ar fi tată și frate. Iar dacă de nu s-ar întâmpla, ar păți ceva Nicanor, fie înainte de a se însura cu fata sau după aceea, dar înainte de a avea copii, orice dispoziții va lua el vor fi valabile. Dacă Teofrast se va învoi să se căsătorească cu fata, va avea aceleași drepturi ca și Nicanor. Altminteri, tutorii, sfătuindu-se cu Antipater, vor îngriji și de fată și de băiat, cum li se va părea mai bine. În amintirea mea și a dragostei statornice pe care Herpilis mi-a purtat-o, executorii vor avea grijă de ea în toate privințele. Dacă dorește să se mărite, să caute să o dea cuiva vrednic să ne fie urmaș. Și pe lângă ceea ce a primit până acum, îi vor da un talent de argint din banii rămași și 3 îngrijitoare pe care le va voi, în afară de fata pe care o are în prezent și de sclavul Piraios. Dacă dorește să locuiască la Calcis, îi se va da căsuța de musafiri din grădină. Dacă alege ca loc de ședere Stagira, atunci casa mea părintească. Oricare din aceste 2 case o va alege, executorii o vor înzestra cu mobila pe care o vor socoti ca potrivită și pe care o va găsi cu cale Herpilis. Nicanor va purta grija băiatului Mirmex, ca să fie dus la cei ai lui într-un chip demn de noi, cu tot ce am primit și care îi aparține. Ambracis va fi eliberată, iar la căsătoria fiicei mele va primi 500 de drahme și fata pe care o are acum. Lui Thales îi se va da pe lângă fetița pe care a cumpărat-o 1000 de drahme și o sclavă. Simon, pe lângă banii pe care i-am dat pentru un sclav, va avea fie un sclav cumpărat pentru el, fie suma corespunzătoare în bani. La fel vor fi eliberați Ticon, Filon, Olimpios și copilul lui, când se va căsători fiica mea. Nu va fi vândut niciunul dintre sclavii care m-au servit, ci vor fi ținuți mai departe, iar când se vor face mari, li se va da libertatea după merit. Când statuile pe care le-am încredințat lui Grillion să le facă vor fi gata, anume aceea lui Nicanor, a lui Proxenos, pe care am voit să o dau la făcut, și a mamei lui Nicanor, executorii testamentari vor lua măsuri să fie consacrate. De asemenea vor consacra și statuia lui Arimnestos, care era deja confecționată, ca să rămână amintirea lui, dat fiind că a murit fără copii, și vor dedica statuia mamei noastre lui Demeter, la Nemea sau oriunde vor crede mai bine. Oricare ar fi locul meu de înmormântare, acolo să fie depuse și osemintele scumpei mele Pitias, așa cum a lăsat ea cuvânt. Iar pentru a sărbători întoarcerea cu bine a lui Nicanor, vor consacra la Stagira statui de piatră de 4 colți lui Zeus Salvatorul și Atenei Salvatoarea, așa cum am făgăduit că voi face pentru el. Acesta este cuprinsul testamentului lui Aristotel. Se spune că s-au găsit foarte multe cratițe de ale lui și că Licon pretindea că se scălda într-o baie caldă de unt de lemn și pe urmă vindea unt de lemnul. Unii povestesc că își punea un burduf de ulei cald pe stomac și că la culcare își punea o bilă de bronz în mână, deasupra unui vas, ca atunci când bila va cădea din mână în vas să fie trezit de sunet. I se atribuie următoarele maxime foarte frumoase. La întrebarea ce folos au mincinoșii, el răspunse: faptul că spunând adevărul nu mai sunt crezuți. Criticat odată că dăduse pomană unui om rău, el explică: mi-a fost milă de om, nu de caracterul lui. Avea obiceiul să spună mereu prietenilor și elevilor oriunde și oricând se întâmpla să țină o lecție. După cum vederea își ia lumina din aerul înconjurător, tot așa o ia și sufletul de la învățătură. Rădăcinile educației sunt amare, spunea el, dar fructele ei sunt dulci. Fiind întrebat, care-i lucrul care se trece cel mai repede? Răspunse: recunoștința. I s-a cerut să definească speranța. Un vis cu ochii deschiși, a răspuns el. Când Diogene îi oferi smochine uscate, își dădu seama că celălalt se pregătea să-i spună o vorbă înțepătoare dacă nu le-ar fi luat, așa că le luă și îi spuse lui Diogene că și-a pierdut, odată cu vorba de spirit și smochinele. Altădată, când îi mai oferi, le luă, le aruncă în sus cum fac copiii și le dădu un dărât exclamând:
Marei Diogene, declară că educația are nevoie de trei lucruri: daruri firești, studiu și exercițiu. Auzind că cineva își bătuse joc de el, spuse: în absența mea poate chiar să mă și bată cu biciul. Frumusețea, declară el, este un sprijin mai bun decât orice scrisoare de recomandare. Alții atribuie această definiție lui Diogene, pe când Aristotel ar fi spus că frumusețea este un dar al zeilor. Socrate, o domnie de scurtă durată. Platon, o superioritate de la natură. Teofrast, o înșelăciune mută. Teocritos, o pedeapsă de fildeș. Iar Carneade, o domnie fără paznici. Fiind întrebat cum se deosebesc cei educați de cei needucați, răspunse: tot atât de mult ca viii de morți. Spunea că educația este o podoabă în fericire și un refugiu la nenorocire. Profesorii care educă copiii merită, spunea el, mai multă cinstire decât părinții care i-au născut numai, căci aceștia le-au dat viață, pe când ceilalți o viață frumoasă. Unuia care se fălea că provine dintr-un oraș mare îi răspunse: nu aceasta interesează, ci dacă cineva este demn de o patrie mare. La întrebarea: ce-i un prieten? Dădu răspunsul: un suflet care locuiește în două corpuri. Obișnuia să spună că unii oameni sunt așa de economi ca și când ar avea de trăit o veșnicie, pe când alții sunt așa de risipitori ca și cum ar urma să moară pe dată. Când cineva îi puse întrebarea: de ce ne pierdem așa de mult timp cu oamenii frumoși? El îi răspunse: asta e întrebare de om orb. Întrebat ce folos a tras din filozofie, dădu această lămurire: acela de a face de bunăvoie ceea ce alții fac de teama legilor. Punându-i se întrebarea cum pot progresa studenții, el răspunse: urmărind pe cei înaintați și nu așteptând pe cei înapoiați. Unui palavragiu care după ce îi împuiase capul cu vorbăria sa, îl întrebă: nu cumva te-am plictisit cu vorbăria mea? El îi răspunde: nu, pe Zeus, fiindcă nu te-am ascultat. Pe unul care îl învinovățea că l-a ajutat pe un om necinstit, fiindcă întâmplarea e povestită și așa, îl lămuri astfel: n-am dat ajutor unui om, ci omeniei. La întrebarea cum trebuie să ne purtăm cu prietenii, dădu răspunsul: așa cum am dorit ca ei să se poarte cu noi. Spunea că dreptatea este o virtute a sufletului care dă fiecăruia după merit, iar educația spunea că este cea mai bună provizie pentru bătrânețe. Favorinus, în cartea a doua a amintirilor lui, relatează una dintre vorbele lui obișnuite: cine are prea mulți prieteni, n-are niciun prieten. Și aceasta se găsește și în cartea a șaptea a Eticii. Acestea, deci, sunt cuvintele care îi se atribuie. Filozofia se împarte în două discipline: filozofia practică și cea teoretică. Filozofia practică cuprinde etica și politica, și în aceasta din urmă e schițată nu numai doctrina despre stat, ci și despre economie. Partea teoretică cuprinde fizica și logica, deși logica nu e o știință independentă, ci este concepută ca un instrument de cercetare pentru celelalte științe. El a explicat limpede, arătând că filozofia are un dublu scop: probabilul și adevărul. Pentru fiecare dintre acestea întrebuința două metode: dialectica și retorica pentru a determina probabilul, iar analitica și filozofia pentru determinarea adevărului. El nu neglija nimic din ce este necesar pentru descoperire, judecată sau folosință. În ce privește descoperirea, el ne-a transmis în topică și în metodică o mulțime de premise, din care se pot avea din abundență, pentru probleme considerate, argumente probabile. În privința judecății, el a scris analiticele prime și analiticele secunde. În analiticele prime, el determină premisele, iar în cele secunde cercetează concluzia. Pentru folosință sunt perceptele referitoare la controversă și cele referitoare la întrebare și răspuns, la combaterea sofismelor, la silogisme și la cele asemănătoare. Drept criteriu al adevărului, el declară senzația pentru obiectele care produc reprezentare, iar rațiunea pentru domeniul moralei, al politicii, al economiei și al legislației. Aristotel socotea că în etică, singurul scop este exercitarea virtuții într-o viață desăvârșită,
și spunea că fericirea este o reunire din trei feluri de bunuri. Bunuri sufletești, pe care le consideră ca primele în rang. În rangul al doilea vin bunurile corporale, ca sănătatea și vigoarea, frumusețea și celelalte. Și în al treilea rând, bunurile exterioare, ca bogăția, nașterea bună, faima și cele asemănătoare. Socotea că numai virtutea nu-i de ajuns ca să producă fericirea, ci că sunt necesare pe deasupra și bunurile corporale și cele exterioare, căci înțeleptul ar fi nenorocit dacă ar trăi în dureri, sărăcie și alte asemenea împrejurări. Viciul însă e suficient ca să producă nefericirea, oricât de multe bunuri exterioare și corporale i s-ar adăuga. Mai afirma că virtuțile nu se implică una pe alta, fiindcă un om poate fi prudent și totodată drept, dar în același timp nestăpânit și fără măsură. El mai spunea că înțeleptul nu este fără patimi, ci moderat în patimi. Aristotel defina prietenia ca o egalitate de bunăvoință reciprocă și o clasifica în prietenia de rudenie, prietenia de dragoste și prietenia dintre oaspete și gazdă. Dragostea constă nu numai în traiul comun, ci și în preocuparea de filozofie. După el, omul înțelept va putea să se îndrăgostească și să facă politică, se va putea căsători și trăi la curtea unui rege. Dintre cele trei feluri de viață, cea contemplativă, cea practică și cea închinată plăcerilor, el dădea precădere celei contemplative. El susținea de asemenea că studiile generale pe care și le însușește un cetățean liber sunt folositoare și la dobândirea virtuții. În domeniul științelor naturii, el era cel mai înclinat dintre toți filozofii spre cercetarea cauzelor, așa încât dădea și cauzele celor mai puțin importante fenomene. De aici vine numărul de cărți neobișnuit de mare cu tratate privitoare la științele naturii pe care le-a scris. Ca și Platon, susținea că divinitatea este imaterială, că providența ei se extinde până și asupra corpurilor cerești, pe când ea însăși e nemișcată, că evenimentele pământești sunt guvernate prin legătura lor firească cu lucrurile cerești. Pe lângă cele patru elemente, el susținea că există un al cincelea, din care sunt compuse corpurile cerești. Mișcarea lor este deosebită de acelorlalte elemente, fiind circulară. Mai departe susținea că și sufletul este imaterial, definindu-l ca actualizarea primită a unui corp natural și organic, care posedă viața în potență. Prin termenul actualizare, el înțelege ceea ce are o formă imaterială. Această actualizare în sine este după el de două feluri. Una potențială, ca aceea lui Hermes în ceara care are putința să primească amprentele voite sau ca aceea a statuii în bronz. Alta e actualizarea care se numește posedată, când Hermes sau statuia sunt realizate. Sufletul este actualizarea unui corp natural, deoarece corpurile sunt unele artificiale, făcute de mâna meseriașului, cum ar fi un turn sau o corabie, iar celelalte create de natură, ca plantele și corpurile animalelor. Iar când spune organic, înțelege ceva făurit ca mijloc în vederea unui scop, cum e văzul destinat pentru a vedea și urechea pentru a auzi. Iar când spune despre un corp că posedă viață în potență, înțelege că o are în sine. Și expresia în potență are două sensuri, unul constând în posesiune, iar altul în act. Astfel se spune de cineva în stare de veghe că are suflet în act, iar de cel ce doarme că are suflet în posesie. Prin urmare, cu scopul de a cuprinde în definiția sa și pe cel care doarme, Aristotel a adăugat cuvântul în potență. A susținut și multe alte păreri asupra unor subiecte foarte variate, pe care ar fi prea lung să le enumerăm aici. În general, munca și inventalitatea lui au fost cu totul deosebite. Numărul scrierilor lui Aristotel ajunge aproape la 400 de cărți, socotind numai pe acela căror autenticitate nu este discutată, căci se mai atribuie încă multe alte lucrări scrise și maxime reușite transmise numai oral. Au fost în total 8 Aristoteles. Primul, filozoful nostru. Al doilea, un om politic atenian căruia îi se atribuie discursuri juridice reușite. Al treilea, un comentator al Iliadei. Al patrulea, un retor sicilian care a scris atacând panegiricul lui Socrate. Al cincelea, supranumit Miticul, discipol al lui Aischines Socraticul. Al șaselea, originar din Cirene, care a scris despre arta poetică,
al șaptelea un antrenor menționat de Aristoxenos în viața lui Platon, al optulea un gramatician obscur de la care avem un manual despre pleonasm. Aristotel din Stagira a avut mulți discipoli. Cel mai de seamă a fost Teofrast.